legământ cu poporul și poporul rostește, da, vom face tot ce a zis Domnul. După această perioadă, Moise stă 40 de zile pe munte și în acest timp poporul în vale începe să zidească un vițel de aur. După 40 de zile, poporul leapă de legământul cu Dumnezeu, îl dă la o parte și nu mai are nevoie de Dumnezeu, iar Dumnezeu în mânia sa sfântă de pe munte vrea să zdrobească acest popor și dacă Dumnezeu își revarsă mânia peste un om sau peste un popor, înseamnă că aceea este judecata veșnică a lui Dumnezeu venită peste poporul sau omul respectiv. Dar Moise mijlocește și schimbă inima lui Dumnezeu și încearcă prin tot felul de strategii să trezească pocăința în inima poporului și după ce o trezește, Dumnezeu este dispus să refacă legământul cu poporul. Și când te uiți la un astfel de pasaj, când vezi pe Dumnezeu că este gata să distrugă, să judece și să trimită în iadul veșnic, iar apoi, după o săptămână sau două, se schimbă la secundă, te întreb, ce fel de Dumnezeu ești Tu, Doamne? Ce fel de Dumnezeu ești Tu? Că nu mai înțeleg nimic din caracterul Tău, din ceea ce ești Tu, din sfințenia și apoi din dragostea Ta. Dar după ce poporul reintră în legământ cu Dumnezeu, în capitolul 34 până la 40, vedem că acest popor reintră într-o creștere spirituală, într-o ascultare totală de Dumnezeu. Expresia care se repetă cel mai des este că poporul a ascultat întocmai de tot ce a spus Dumnezeu. Acum, poporul era cu toată inima pentru Dumnezeu. Poporul era cu toată inima pentru planurile Domnului. Dar nu cu toată inima. Poporul era cu toate bunurile sale materiale. Și le aduce la cel care se ocupa să construiască cortul. Și începe să se zidească cortul în întâlnire. Iar sfârșitul capitolului 40 din Exod este superb. Pentru că după ce poporul exclamă cu toată ființa sa, vrem ca Dumnezeu să vină în mijlocul nostru. Vrem ca slava sa să se coboare între noi. Minune mare, slava lui Dumnezeu, șechina, splendoarea caracterului lui Dumnezeu coboară în mijlocul unui popor. Și tot poporul strigă de bucurie. Și de acolo, din inima cortului întâlnirii, Dumnezeu începe să rostească cartea Levitic. Cartea Levitic este o carte care nu ți arată cum se intră în legământ cu Dumnezeu. Dacă vrei să vezi cum se intră în legământ cu Dumnezeu, trebuie să citești de la cap la coadă cartea Exodului. Cartea Levitic este dată de Dumnezeu în momentul în care poporul era în ascultare de Dumnezeu. În momentul în care poporul era pe un trend ascendent în viața sa spirituală. Deci cartea Leviticului ți arată că odată coborâtă slava lui Dumnezeu în mijlocul poporului, te întreb cum poate fi păstrată această slavă în mijlocul unui popor plin de slăbiciuni. Iar cartea Levitic îți răspunde la această întrebare. Și cum poate sta slava lui Dumnezeu în mijloc? Cum poate fi păstrată acolo nealterată, vie, plină de splendoarea caracterului Dumnezeu? Am văzut în primele 7 capitole prin jertfe. Dumnezeu le-a dat 5 jertfe, 3 jertfe benevole și 2 obligatorii prin care să arate evreului cum poate această slavă să fie păstrată în mijlocul poporului, dar nu numai în mijlocul poporului, ci în inima fiecărui evreu. Evreul trebuia în primul rând, în fiecare zi, să aducă o ardere de tot, dacă nu fizic, măcar în inima lui. Adică să se dedice în fiecare zi, în mod conștient, Domnului, în întregime, cu toată ființa sa, cu toate gândurile sale, cu toate averile sale, cu toată familia sa, trebuia să se dedice Domnului în întregime. Și aceasta este jertfa arderii de tot. Dar nu doar să te dedici, nu doar să rostești că vreau să fiu al Domnului. Apoi urma jertfa de mâncare care prin ea trebuia să spui cu toată ființa ta. Nu vreau doar să mă dedic. Vreau, Doamne, ca clipă de clipă să Te păstrez în mintea mea. Să veghez. Să păstrez acea comuniune și părtășie cu Tine necurmată. Să veghez necurmat asupra căilor mele în ziua care îmi stă în față. Și apoi, după ce aduceai arderea de tot mental sau fizic, după ce aduceai jertfa de mâncare, veneai cu jertfa de mulțumire la sfârșit de zi. De ce? Pentru că îi mulțumeai Domnului pentru această părtășie extraordinară pe care o trăiai cu El în fiecare zi.
Dar suntem slabi. Și Dumnezeu știa că poporul, chiar dacă era în ascultare, mai sunt momente când cădea, când existau derapaje spirituale, iar pentru acele momente de derapaje spirituale, lasă jertfa pentru ispășire și jertfa pentru vindecă. Imediat ce păcatul vine în viața ta, să-l aduci pe altar, să-l aduci înaintea Domnului, să-ți deschizi inima și sufletul și să-l pui în frunte, ca nu cumva să intri în acea decădere spirituală de care vorbea fratele Nițu. Și odată ce ți-ai mărturisit păcatul, să reintri din nou în ardere de tot, în jertfa de mâncare și în jertfa de mulțumire. Cum putea evreul să păstreze vie slava lui Dumnezeu în inima poporului și în inima fiecărui evreu? Foarte simplu. Prin ardere de tot. Prin jertfa de mâncare. Prin jertfa de mulțumire. Și apoi, prin acele excepții care trebuia să fie excepții în viața evreului, prin jertfa de ispășire și jertfa pentru vină. Dar Dumnezeu se uită la evreu și spune, dar cum? Dacă am construit cortul și am dat jertfele, cine să se ocupe de ele? Cine să aibă grijă ca această realitate spirituală să funcționeze necurmat? Și astăzi vom intra în altă resursă prin care evreul putea să păstreze vie slava lui Dumnezeu în mijlocul poporului. În vestirea marelui preot, Levitic capitolul 8. Haideți să deschidem și să citim câteva. Câteva versete, începând cu versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia pe Aron și pe fiii lui împreună cu el veșmintele, unde lemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azmile. Și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii. Moise a făcut cum îi poruncise Domnul și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. Moise a zis adunării: iată ce a poruncit Domnul să se facă. Moise a adus pe Aron și pe fiii săi și i-a spălat înaintea întregului popor. Nu citesc tot textul, îl povestim puțin. Imaginea este extrem de simplă. Tot poporul era așezat înaintea cortului întâlnirii. Toți în rând. Moise stătea deoparte la ușa cortului întâlnirii. Și din tot poporul, Moise spune, 5 persoane să facă un pas înainte. Cele 5 persoane erau Aron, Nadab, Abihu, Itamar și Eleazar. Au făcut un pas înaintea poporului. Și la un moment dat Moise spune, Aron, iau acest un de lemn și te ung înaintea întregului popor ca mare preot. Era funcția cea mai importantă și a rămas cea mai importantă în întreaga istorie a poporului Israel. Dar acum, de ce această ceremonie de ungere este una publică, este una înaintea întregului popor? Lucrurile sunt simple. Pentru ca poporul să priceapă că nimeni nu poate să-și ia singur cinstea de a fi mare preot, ci doar Dumnezeu o dă. Pentru că El a ales în atotputernicia sa ca Aron să fie mare preot. Poporul trebuia să priceapă. Nimeni nu poate să-și ia cinstea aceasta, ci doar Dumnezeu poate să numească și poate să cheme pe cineva ca mare preot. Poporul trebuia să priceapă acest adevăr. Aron, de asemenea, trebuia să priceapă despre sine acest adevăr. Dar această ungere sau ceremonie de punere în slujbă este înaintea întregului popor pentru ca nu cumva poporul să cadă în aceeași pildă de neascultare în care au căzut fiii lui Core. Ca nu cumva poporul, la un moment dat, de-a lungul istoriei să spune, dar de ce numai fiii lui Aron să fie în cortul întâlnirii? Dar de ce numai ei să facă slujba în locul sfânt și locul preasfânt? De ce? Citeau capitolul 8 și pricepeau. Pentru că Dumnezeu i-a chemat. Dumnezeu i-a uns. Dumnezeu i-a pus deoparte pentru această slujbă. Atât
ca ei să aducă realitatea spirituală în mijlocul poporului, dar nu mai mult de atât, ca această realitate să o facă vie în inima întregului popor. Ei trebuiau să priceapă, Aron și Itamar și toți ceilalți, că ei sunt puși la cortul întâlnirii să slujească zi și noapte lui Dumnezeu, dar nu numai lui Dumnezeu, întregului popor. După ce este uns Aron ca mare preot, după ce hainele lor sunt stropite cu un de lemn, începe primul ritual. Încă nu este ritualul de punere în slujbă. Este un ritual în care preoții sunt chemați să aducă jertfă pentru ispășire. Stăteai, priveai la cei cinci. Dumnezeu i-a chemat să poarte în mod simbolic păcatele mele. Dumnezeu i-a nimit și i-a pus deoparte ca să mă reprezinte necurmat înaintea lui Dumnezeu. Să fie intermediarii mei. Și ei, primul lucru pe care îl fac înaintea poporului este să aducă o jertfă de ispășire pentru ei. Dar ce fel de oameni sunt aceștia? Slab ca și noi. Sunt oameni plini de slăbiciuni. Și ei trebuiau să priceapă acest lucru. Atât poporul, dacă aduci o jertfă pentru păcatul tău, înseamnă că și tu ai aceeași slăbiciuni ca și mine. Și poporul trebuia să priceapă că acești cinci oameni, acești cinci preoți, sunt purtați de aceleași pofte ca și ei. Au aceleași nevoi spirituale ca și ei. Dar nu numai ei trebuiau să priceapă acest adevăr, ci și Aron, ci și toți ceilalți preoți, despre ei înșiși, trebuiau să priceapă că ei nu sunt fără cusur, că ei joacă, dacă ei aduc o jertfă de păcat pentru ei, joacă doar un rol simbolic a realității nevăzute din cerul lui Dumnezeu. Dar după ce fac acest ritual de ispășire pentru ei, urmează ritualul de punere în slujbă. Un bebec tăiat, sângele luat, Moise unge urechea dreaptă a lui Aron și a tuturor celorlalți. Degetul de la mâna dreaptă, mare. Degetul de la mâna, de la piciorul drept, degetul mare. Toate mădularele unse cu sânge. Apoi pune și un de lemn. De ce oare acest ritual? Pentru ca preoții să priceapă că toate mădularele lor trebuie să slujească necontenit Domnului. Trebuie date neprihănire, închinate Domnului. Și nu numai Domnului, ci aceste mădulare trebuie zi și noapte să lucreze pentru binele spiritual al poporului pentru care trebuia să facă slujba de preoți. Acesta era ritualul de ceremonie pe scurt pentru punerea, pentru învestirea marelui preot și a preoților. După ce au loc aceste ritualuri în prima zi de ungere, Dumnezeu se apropie de cei cinci și împreună cu Moise șase și le spune: 7 zile să stați în cortul întâlnirii. 7 zile, zi și noapte, să stați acolo și să nu ieșiți deloc. Slujba aceasta este o cerere neobișnuită a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că după aceste 7 zile, evreul trebuie să stea numai până apunea soarele, preotul în cortul întâlnirii. Deci în momentul acesta, Dumnezeu are o cerere neobișnuită pentru preot. 7 zile să stea zi și noapte, departe de familie, să nu iasă deloc din cortul întâlnirii. De ce? Pentru că ei trebuiau să se învețe cu Dumnezeul viu. Dumnezeul viu era acolo în cortul întâlnirii. Era aproape de ei. Trebuia să se învețe cu această persoană și să o poarte în toate ritualurile și în toate activitățile de peste zi ce urmau după a 8-a zi. Ei trebuiau să învețe toate legile lui Dumnezeu. Nu numai legile morale, ci și tot ce a spus Dumnezeu până acum. Și în aceste 7 zile, mintea lor trebuia să fie plină de cuvântul lui Dumnezeu și de prezența vie a lui Dumnezeu care era acolo, aproape de ei, fizic. Practic, ei timp de 7 zile au stat la cină, necurmată cu Dumnezeu. Ca să-L poată purta mai departe, începând cu a 8-a zi, în toate activitățile lor, de față cu întregul popor. Urmează a 8-a zi. Au ieșit după cele 7 zile de stat, în comuniune permanentă cu Dumnezeu. Tot poporul este chemat din nou la cortul întâlnirii și tot poporul vine și înainte să pună
și să funcționeze cortul întâlnirii pentru întregul popor, mai sunt aduse două jertfe. Din nou o jertfă pentru ei, pentru păcatele lor. Ca să nu uită nici de data aceasta. Chiar dacă ai stat atât de mult în prezența Domnului, această stare în prezența Domnului nu elimină sub nicio formă slăbiciunile tale. Și de asta primul ritual este tot un ritual pentru curăția preoților, ca nu cumva să uite de slăbiciunile pe care le poartă. Eu nu cred că au păcătuit în aceste 7 zile. Sau dacă au păcătuit, imediat și-au rezolvat problema păcatului. Dar după 7 zile, gândiți-vă când stai o oră cu Dumnezeu. Ai impresia că muți și munții și uiți de propriile tale slăbiciuni. Ei, preoții, trebuia să nu uite nicio clipă, indiferent dacă erau pe val sau nu. Nu trebuia să uite de slăbiciuni. Și apoi face un ritual special pentru dedicarea și rededicarea întregului popor. După ce au loc aceste ritualuri în a 8-a zi, Dumnezeu privește la toată această manifestare. Și în sfârșitul capitolului 9, dacă vreți să deschideți cu mine, se întâmplă o mare minune. 9:22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire, s-a pogorât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, a scos strigăte de bucurie și s-a aruncat cu fața la pământ. Practic, Dumnezeu era prezent acolo, iar din cortul întâlnirii, în toată această manifestare și în tot acest ceremonial, Dumnezeu trimite foc din cortul întâlnirii ca să valideze, în primul rând, pe preoți, că ei sunt acceptați în slujba lui Dumnezeu și în al doilea rând să-i valideze pe preoți în ochii poporului. Dumnezeu era bucuros că în sfârșit, pe lângă jertfe, le-a mai dat preoți, mare preot, că această slavă lui Dumnezeu coborâtă între ei să fie păstrată vie și nevătămată în toată splendoarea ei, în inima poporului și în inima fiecărui evreu în parte. Două resurse importante, jertfele și acum învestirea marelui preot și a preoților erau date. Tot poporul era bucuros pentru că a înțeles că acum se poate apropia cu toată inima. Era garantată prezența lui Dumnezeu acolo, lângă ei. Și tot poporul striga de bucurie pentru că era cu Dumnezeu, pentru că se bucura cu Dumnezeu, pentru că putea să continue în această părtășie până în veșnicie, dacă se țineau de ea. Dar urmează capitolul 10. Când în plină bucurie, când tot poporul striga, avem preoți, avem mare preot. Doi dintre ei, capitolul 10, iau cădelnițele. Și în strigătele de bucurie, încep să facă slujba în cortul întâlnirii, capitolul 10. Începând cu versetul 1. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnițele, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu l-l poruncise. Atunci a ieșit un foc. 24. 9. Un foc a ieșit dinaintea Domnului. 10:2. Atunci a ieșit un foc. Dinaintea Domnului, același foc. I-a mistuit și a umurit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Aron a tăcut și Moise a chemat pe Mișael și el Safan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aron, și a zis, apropieți-vă, scoateți pe frații voștri din sfântul locaș și duceți-i afară din tabără. Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără îmbrăcați în tunicele lor, cum zisese Moise.
Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Itamar, fii lui Aron, să nu vă descoperiți capetele și să nu rupeți hainele, ca nu cumva să muriți și să se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care va veni de la Domnul, care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii, ca să nu muriți, căci undelemnul îngerii Domnului este peste voi. Ei au făcut cum a zis Domnul. Toată această secvență din capitolul 10 se întâmplă în aceea zi. Se întâmplă exact în mijlocul strigătelor de bucurie a întregului popor. Dumnezeu a trimis foc din cer să valideze 5 oameni, iar acum, nu știu de ce, Dumnezeu trimite foc din cer ca să mistuie 2 dintre ei. Și odată ce judecata lui Dumnezeu este rostită, înseamnă că cei 2 preoți, Nadab și Abihu, și-au pierdut pentru toată veșnicia relația cu Dumnezeu. Și te întrebi, exact ca în Exod 32, ce fel de Dumnezeu ești tu, Doamne? Că acum ești gata să validezi o lucrare și în momentul în care cineva îți necinstește caracterul tău, ești gata, fără să crâcnești din dinți, fără să eziți, să-i mistui, să-i pedepsești, să-i trimiți în foc veșnic. Cine ești tu, Doamne? Nu mai înțeleg nimic. Absolut. Care a fost greșeala acestor doi, Nadab și Abihu? Ca să primească o moarte năprasnică și o judecată năprasnică. Ce au făcut atât de grav încât Dumnezeu, care investește mii și mii de ani de istorie să salveze un om, este gata să renunțe la el fără nicio clipă. În text spune că și-au luat fiecare cădelnița și au adus foc străin. Și când te uiți, ai impresia că au fost luați de vânt și de val și în strigătele mulțimii au uitat cum să împlinească ad literam ritualul dat de Dumnezeu. Dar sfârșitul capitolului 10 te scoate din această ceață. Pentru că vedem că în sfârșitul lui Aron schimbă ritualul și nu este omorât. Și când am citit sfârșitul lui, puțin inima mi-a fost liniștită. Că Dumnezeu nu ține atât de strâns la ritualul lui. Dacă ar fi ținut atât de strâns la ritualul dat de el, l-ar fi omorât și pe Aron. El trebuia să mănânce din jertfă și nu mănâncă din jertfă. Nici el, nici Itamar, nici Eleazar și niciunul din ei nu sunt omorâți. Asta înseamnă că Dumnezeu a judecat dincolo de ritual. A judecat inima acestor doi, Nadab și Abihu. Nu știu sigur ce a fost în inima lor. Fie că a fost un gând de mândrie în momentul în care focul lui Dumnezeu le-a validat slujba și în strigătele de bucurie a poporului și-au însușit acele strigăte și au spus, sunt pentru noi. Și ce? Nu mai contează că schimbăm ceva din ritualul lui Dumnezeu. Nu-i nimic. Suntem acolo, Dumnezeu ne-a validat, putem să neglijăm puțin și luați de spiritul acesta de mândrie, au intrat într-o împietrire iremediabilă și Dumnezeu a rostit judecata. Nu știu sigur ce s-a întâmplat, dar clar că o atitudine greșită a inimii lor a generat schimbarea ritualului, fapt ce a dus ca în acel moment, în acea zi, poate la câteva clipe distanță, Dumnezeu, după ce a rostit focul validării, rostește focul judecății împotriva lui Nadab și Abihu. Un capitol care ar trebui să zguduie din temelii întreaga existență a oricărui credincios care citește acest pasaj.
Și să te întrebi în mintea ta în ce fel de Dumnezeu crezi. Cum este Dumnezeu în mintea ta? Dumnezeul din mintea ta are măcar o fărâmă din acest Dumnezeu prezentat în acest capitol dur? Măcar o fărâmă din el. Dacă nu are nici măcar o fărâmă, este ceva putre de acolo. Este ceva putre de acolo. Pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dacă Dumnezeu în Vechiul Testament a judecat atât de apric pe acești doi și de ce a judecat atât de apric? Nu a răspuns la această întrebare într-un mod complet. Pentru că sunt anumite cazuri în Scriptură unde oamenii schimbă, chiar trăiesc în imoralitate dintre preoți și nu sunt omorâți. Dar acum este un caz excepțional care se aseamnă cu cazul Ananiei și Safirei. Tot poporul era în ascultare de Dumnezeu. Tot poporul era într-o creștere spirituală. Sfințenia lui Dumnezeu era prezentă, făcea parte din popor. Acești cinci au stat 7 zile lângă Dumnezeu, chiar fizic lângă Dumnezeu. Iar în această atmosferă de sfințire a lui Dumnezeu, dacă cineva își permitea un gând necurat, un păcat, împietrirea devenea una iremediabilă. Dacă este să privim la același Dumnezeu, care este ieri, azi și în veci, același și nu se schimbă, dacă El a judecat așa, cu siguranță, și în Noul Testament are același mod de a judeca lucrurile. Și dacă aș spune de la mine, ar fi o invenție, dar cazul Ananiei și Safirei mă ajută să înțeleg și să văd similitudinile între Nadab și Abihu și Anania și Safira. Biserica primară, după înălțarea, după moartea, înălțarea și punerea în slujbă ca mare preot al lui Iisus Hristos, Anania și Safira, când biserica primară era în ascultare, tot era un gând și un suflet, fiecare căuta numai la binele celuilalt. Când și-au permis un gând mincinos, un gând de mândrie, Dumnezeu a intervenit exact în același mod. Dacă Dumnezeu n-a mai intervenit în istorie în acest mod drastic, nu înseamnă că El și-a schimbat caracterul, nu înseamnă că El s-a schimbat, nu înseamnă că El nu este același ieri, azi și în veci, ci înseamnă că El a judecat contextual, iar în toată istoria omenirii n-a mai existat un popor atât de curat cum a fost în momentul capitolului 10 și o biserică atât de curată cum a fost în momentul capitolului 5 din Faptele. Nu a existat. Pentru că dacă e să ne ia Dumnezeu după această seriozitate a caracterului Său, mă întreb care dintre noi am sta în picioare. Dar vedeți ordinea logică cum le-a așezat Dumnezeu. Mai întâi jertfele. Și te bucurai. Chiar dacă mai cad, poți să rezolvi problema păcatului. Nu e nicio problemă. Apoi, ți-a așezat pe marele preot care intermedia această relație cu tine, care purta păcatul tău când îl mărturisea și ce mare har! Nu contează ce se întâmplă în viața mea. Dar imediat, după ce ți-așează aceste resurse care nu ar fi trebuit să culce pe ureche pe niciun evreu, ci ar trebui să denuncească în inima evreului caracterul sfințenii lui Dumnezeu, apare acest capitol ca să echilibreze și devine punctul central al întregii cărți. Dacă vreți să vedeți și să pricepeți caracterul sfințenii lui Dumnezeu, este singura carte în care este detaliată până în adâncul existenței lui Dumnezeu. De ce au fost date jertfele și marele preot? Să ascundă această sfințenie a lui Dumnezeu? Să ne permitem noi să ne jucăm cu Dumnezeu? Pentru că El oricum este bun, îl iartă. Nu contează ce fac eu. Nu contează că mai greșesc. Slab. Am păcate. Nu contează lucrul acesta. Jertfele, marele preot și în Vechiul Testament se păstrează exact la fel. Dacă este să luăm, mai întâi Hristos este adus ca o jertfă vie.
cu toată întreaga existenței sale. Apoi, după ce această jertfă vie, ca ardere de tot, a fost validată de Dumnezeu, a putut să se aducă ca jertfă de ispășire pentru întregul popor. După ce este adus ca jertfă de ispășire, este numit ca mare preot în cerul preasfânt. Iar în momentul respectiv, când este numit ca mare preot, Anania și Safira păcătuiesc jos și îi primesc aceeași răsplată. Ordinea cronologică se păstrează și asta înseamnă că caracterul lui Dumnezeu și noul legământ, dacă este să privești la această ordine cronologică, se păstrează a idoma, neschimbat. Dar din păcate, ce au făcut evreii cu primele 9 capitole? Au luat harul lui Dumnezeu de acolo și au diminuat sfințenia lui Dumnezeu. Au schimonosit-o. Au schimbat-o. Ca fiecare cu păcatele lui să încapă în prezența lui Dumnezeu. Ca fiecare cu necinstirele lui și cu modul lui infect de a-și trăi viața să încapă în prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că suntem sub har. Dar dacă este să privim cu mare atenție, vedem că și în nou legământ, nu vreau să mai citesc acum, timpul este înaintat, spune că în momentul în care Hristos a dus cu propriul lui sânge, perdeaua din lăuntru a fost deschisă și ni s-a deschis o nouă cale să intrăm în prezența Tatălui, calea cea nouă și vie prin sângele și prin trupul lui Iisus Hristos. Astfel, da, dacă avem această deschidere la Tatăl, spune să vă păstrați cugetul curat. Culmea este, dacă ai calea deschisă și un nou legământ, harul din primele 9 capitole ar trebui să nu să diminueze sfințenia lui Dumnezeu, sfințenia caracterului Dumnezeu, ci să o aducă și mai profund de inima ta, iar dedicarea ta prin noua cale să fie și mai puternică. Și mai puternică. Să vă păziți cugetul curat. Să vegheați unii asupra altora. Să nu vă fie, rușine de Hristosul vostru, ci în fiecare zi să dați socoteală de ceea. De ce? Pentru că dacă păcătuim cu voia, adică dacă facem cum a făcut Nadab și Abihu, se alege prăpădul de viața noastră. Deci Dumnezeu când l-a dat pe Iisus Hristos ca jertfă pentru noi, odată ce ești în legământ cu El și ai încheiat o relație cu El, când este Hristos ca mare preot, ar trebui, când privești la aceste realități spirituale, sfințenia lui Dumnezeu să nu fie diminuată în inimile noastre și în mințele noastre, seriozitatea caracterului Său să crească în ființa noastră. Dar din păcate, trăim într-un context sociocultural și religios în care să vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu este o nebunie. O nebunie. În Canada, într-un stat, s-a aprobat o lege prin care un copil poate să aibă dreptul la 4 părinți. 4 părinți. Săptămâna trecută, președintele Americii a dat o lege în care în fiecare stat din America este legiferată căsătoriile și nici nu vreau să le mai pronunț, că le aud atât de des. În fiecare stat, într-un stat care a pornit cu scripturile în mâini, într-un stat în care au fost cele mai mari treziri spirituale, ce să vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu? Ce rost are să o pomenești când te uiți în jurul tău și vezi dezastrul în care trăim? Dar te apropii de Biserica lui Hristos. Și te întreb, ce să vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu în care bisericile se rup, frații se ceartă între ei, fiecare caută cât mai mult să-și adăpostească păcatele și să nu fie date la lumină. Ce să vorbești despre sfințenia lui Dumnezeu? Are vreun rost? Dragii mei, capitolele la 1 la 10 cred că împreună zugrăvează imaginea cea mai corectă a lui Dumnezeu și a caracterului Său pe care fiecare dintre noi ar trebui să o poarte în mintea Lui, să o aibă aici, să fie vie, să existe, să se raporteze la ea necurmat, pentru că numai acest echilibru dintre sfințenia și dragostea lui Dumnezeu în mintea unui credincios
poate să-l ajute să păstreze slava lui Dumnezeu așa cum evreii trebuiau să păstreze, vie, nealterată, în toată splendoarea și să se bucure de ea. Dumnezeu este același și ieri și în veci. Și în nou legământ, și în vechiul legământ. Dumnezeu nu schimbă caracterul, chiar dacă trăim într-o perioadă în care ne bucurăm de jertfa lui Iisus Hristos, ne bucurăm de marele preot, aceste daruri, aceste nestemate, păstrate din veșnicie pentru fiecare om în parte, nu ascund sfințenia lui Dumnezeu, nu o acoperă, nu o diminuează, ci dau valențe mult mai puternice. Te apropii de biserică și vii cu acest Dumnezeu din capitolul 10. Cum am stat înaintea Lui? Cum am stat? Mă uit la viața mea și îmi dau seama cât de ușor accept păcatul în viața mea. Foarte ușor. De ce? Pentru că n-am priceput jertfa lui Hristos. N-am priceput slujba de mare preot pe care o face Hristos acum. Nu să fiu unul care în fiecare zi își spală păcatele, ci unul care prin El poate fi biruitor dacă stai lângă El și ești gata să guști din viața pe care El a trăit-o pe acest pământ. Dar din păcate, când mă uit la viața mea, sunt anumite domenii în care păcatul mi-a adormit conștiința. Nu mai reacționez. M-am învățat cu el. Este parte din caracterul meu și din viața mea. Și nu mai reacționez. Este vreo problemă să mă cert cu soția sâmbăta, dimineața până seara și duminica să vin aici să iau cina Domnului, să mă bucur de Domnul? Este vreo problemă? Doamne ferește! Nu să fie. Doar suntem sub har. Doar Dumnezeu iartă. Dar Dumnezeu, dar unde este acel Dumnezeu Sfânt care de luni până sâmbătă și duminică inclusiv ar trebui să fie prezent acolo? Și n-ar trebui să accept astfel de păcate în viața mea. Frați care se ceartă, duminica absolut nu este nicio problemă. Să laude pe Dumnezeu împreună, să ia din cina Domnului, să se bucure de Dumnezeu. Dar cum ne privește Dumnezeu în sfințenia sa? Cum privește un astfel de gest? Cum mă privește pe mine? Sunt păcate la care nu mai reacționăm. Ne-am învățat cu ele. De asta am pulsat atât de mult în dreptul dragostei lui Dumnezeu, încât Dumnezeu este în stare să ne primească oricum, oricând, în prezența sa, fără nicio problemă. De ce? Pentru că El este bun. Sfințenia Lui poate o mai fi undeva. Dar nu există. Dar sunt anumite păcate care ne-au adormit conștiința. Și dacă puțin din această imagine a lui Dumnezeu a pătruns în inima ta sau îi dai voie să pătrundă inima ta din capitolul 10, ar trebui să privești serios la aceste păcate. Să nu le mai ascunzi. Să nu mai cauți scuze. Să nu te mai uiți la celălalt din jurul tău că le face. Nu contează. Fiecare va fi luat și tras la răspundere individual înainte lui Dumnezeu. Dacă ții la relația ta cu Dumnezeu, dacă ții la acea slavă care prin Duhul, așa cum Shekin a coborât în slava, în cortul întâlnirii, a coborât în inima ta prin nașterea din nou. Dacă ții la ea, privește adânc la păcatele care ți-au adormit conștiința. Privește adânc. Adu-le, pune-le pe frunte, vin înaintea Sfințenii lui Dumnezeu și lasă-L ca Hristos să fie judecat în locul tău. Și apoi, primind iertarea Lui, să trăiești o viață nouă, din belșug, alături de El. Păcate care ți-au adormit conștiința. Dar ce să mai spun de păcatele pe care știu bine că sunt păcate? Știu. Nu mai trebuie să stau să produc o cercetare profundă în inima mea. Mă uit, cad luni, cad marți, sau poate unii nu, poate luni, poate vine. Dar există o frecvență a păcatului respectiv și tu îl ții în brațele tale. Tu nu poți să-i dai drumul pentru că ți este dulce, pentru că îți place, pentru că te-ai îndrăgostit de el. Nu poți să-i dai drumul.
O trezire spirituală reală a oricărui credincioș poate să pornească numai momentul în care acele păcate conștiente ești gata să renunți la ele, dar nu plângând după ele. Plătind prețul și urându-le alături de Hristos cu toată ființa ta. O imagine corectă despre Dumnezeu te ajută să trăiești o viață plină cu Dumnezeu. O imagine incorrectă despre acest Dumnezeu Sfânt te va lăsa să fii somnoros, puturos spiritual. Te va lăsa să accepti tot felul de păcate în viața ta. De ce? Pentru că oricum toți ceilalți le acceptă și dacă toți ceilalți le acceptă, eu de ce să nu le accept? Nu uitați, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. În momentul în care puțin din sfințenia lui Dumnezeu începe să-ți pătrundă ființa ta, atunci vei gusta cu adevărat din slava lui Dumnezeu în viața ta. Amin. Amin.